Avem la această oră imagini direct de la prima mare petrecere mondenă din capitală după ridicarea completă a restricțiilor. Este o zi importantă pentru avocatul Adrian Cuculis, care și-a botezat astăzi băiețelul la vârsta de un an, după ce copilul a trăit luni cumplite prin spitale din cauza unor probleme de sănătate. După 8 luni s-a întors acasă la surioara lui Geamănă. Amândoi astăzi sărbătoresc primul an de viață. Băiețelul a fost și botezat, sora lui a fost botezată mai demult. Mara Maier este în direct cu noi de la locul petrecerii și vine cu mai multe informații chiar acum. Bună ziua, Mara! Știu că sunt invitați celebri pe lista. Au ajuns deja? Urmează să sosească. Au fost la biserică, acum încep să apară într-adevăr invitații. Nici familia Cuculis nu și-a făcut încă făcută prezența. Atmosfera este una cu adevărat frumoasă aici, pe lacul Snagov. Oamenii au venit să celebreze împreună momente speciale pentru băiețelul lor, pentru Luca, care a luptat într-adevăr cu o boală cruntă, cu un virus pe care l-a luat din spital. Dar acum familia are motiv de sărbătoare, pentru că cei doi micuți sunt împreună. Botezul are loc astăzi. Ați urmărit cu noi imagini de la biserică. Acum ne aflăm la restaurant și, cum vă spuneam, și invitații au început să sosească. Așteptăm să vedem când vor veni și cei din familia Cuculis. Le așteptăm pe cel mic, pentru că, da, cel mic este un luptător și a demonstrat asta. Iar imaginile pe care le vedeți chiar în acest moment sunt de aici, de la frumosul eveniment din capitală. Într-adevăr, vorbim de o primă petrecere după o lungă perioadă de restricții. Povestea lui Luca, de fapt, pentru că în spate e o poveste, este povestea multor copilași. Luna a fost că a luat acea infecție din spital și spuneam că e povestea multora, pentru că foarte mulți dintre, să spunem așa, colegii lui nedoriți să fie colegi acolo în spital, adică ne dorim să nu fie niciun copil în spital, mulți dintre ei n-au mai plecat acasă. El, într-un mod miraculos, să știți că am reușit să-l luăm din spital și să știe toată lumea că el este foarte puternic. El a avut probleme cu plămânii, dar vedeți ce plămâni puternice are. Așa că în principal, astăzi am sărbătorit botezul lui și ziua de naștere, pentru că amândoi gemenii au făcut un an de zile și atunci vă așteptăm la petrecere mai târziu. Primiți numele de Lazar astăzi. Pe ultima 100 de metri, într-un fel sau altul, am auzit din spate. Da, da. Nu m-am gândit la treaba asta, deși nașul lui a venit așa pe ultima 100 de metri. A avut o idee foarte bună, pentru că el realmente a înviat din morți, cum s-ar spune.